Bucuria de a cere lui Dumnezeu binecuvântarea în a fi împliniți ca oameni. Gândiți-vă că acești tineri au fost atinși de cel mai frumos virus al lumii, numit iubire. Și sunt atât de simptomatici că se vede. Draga mea Vica, până în momentul ăsta, tu mi-ai zis deja de 3 ori da. Eu până acum am zis de 2 ori da. Ar veni momentul să egalăm scorul. Tu ai zis da la logodnă, ai zis da la cununia civilă și la cununia religioasă. Eu zic da astăzi și nu e un da simplu, e un da care semnifică două lucruri. Un mulțumesc pentru toate lucrurile care le faci pentru mine și un te iubesc, sincer. Ție din mine. Bogdan, de când ne-am cunoscut, am realizat super multe chestii faine împreună. Am reușit să facem o casă împreună, ceea ce e super tare. Și am făcut o nuntă minunată. Vreau doar să îți mulțumesc pentru că mă completez în absolut tot ceea ce faci. Și îți mulțumesc pentru tot calmul tău, pentru că eu de obicei nu sunt foarte calmă și calmul tău ajută super mult. Și știu că noi nu ne spunem zilnic, te iubesc. Pentru că o facem prin priviri sau prin gesturi, dar astăzi vreau să-ți spun în vorbe încă o dată că te iubesc din tot sufletul. Oh,
Creek.